Numai vreau să vă arăt albastru care l-am oprit la zbor, care e tovarășul lui Ferrari. E a doua pereche care mi-a adus-o, care a pus-o jos. O adus femeia cum ascult cu tot. Uite acolo sus, sunt doi bălțați. Femeia e aia din stânga și acum el o lucră. Uite, femeia se duce după el, masculul o urmează. E a doua pereche. De dimineață mi-a adus o gută închis, o gută aproape neagră, cu un mascul albastru după ea. Pe aia nu a reușit să o bage, nu a reușit să o lucre cum trebuie. Ei, ea, dar cred că s-a lansat în zbor de 20 de 30 de ori. Pa, 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 la orice porumbel care a trecut în zonă. Și acum a venit cu bălțata asta și bălțata cu, uite încă o pereche care trece pe aceea. Deci în vremurile astea mai mult am perechi în zonă. Nu prea am guțanțe libere, dar pe mine m-a inspirat Vio. Ieri când am văzut că a făcut captură și o găsit masculul ăla tânăr, guțancă liberă, uite-l acolo, uite-l acolo, uite-l acolo. Și cu femeia după el. Du-te câine de aici, du-te câine de aici, du-te câine de aici, marș. Uite-l acolo. Cred că cam obosit el deja, că văd că nu mai lucră, nu mai bate boxa. Acolo-i. Acolo cu femeia după el. Da, bun. V-am pupat, vă mai filmez dacă... Uite că acum bate boxa. Bun. Apa.